Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la România Politică! Discutăm astăzi despre cumulul pensie-salariu și mai exact excepțiile care vin la această nouă lege. Asta în condițiile în care Curtea Constituțională a amânat astăzi pentru a treia oară acest proiect legislativ. Joi am putea să aflăm dacă această lege este sau nu constituțională și dacă în viitor angajații de la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariu. Bineînțeles că printre excepții se numără demnitarii, după cum ne așteptam cu toții. Discutăm despre acest subiect și nu numai cu invitații mei de astăzi. În primul rând aș vrea să îi salut pe cei care sunt alături de mine aici în platou și aici mă refer la domnul Claudiu Chira din partea Forța Dreptei. Bună seara, bine ați revenit la Forța Politică, la România Politică. Daniel Ciungu din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea din partea Partidului Social Democrat, de la distanță, într-adevăr, printr-o intervenție Skype, domnul senator Călim Matieș. Bună seara, domnule Matieș. Seara bună, doamna Larisa, îl salut și pe Claudiu și pe Daniel, mulțumesc de invitație și pe telespectatorii Prima News. Da, vă mulțumim tare mult, domnule Matieș, că sunteți alături de noi. V-ar fi plăcut să fiți aici în platou, nu de la distanță. Cu siguranță, doar la ora 6 am terminat plenul și nu aveam efectiv timp să ajung la noastră, de-aia am preferat să fiu pe Skype. Da, vă mulțumesc de invitație. Da, vă mulțumim și noi, domnule Matieș. Vorbeam de acest proiect controversat, prin care se interzice cumulul de pensie cu salariu, un proiect care a fost aprobat de către Camera Deputaților la finalul lunii iunie. Mai apoi, Curtea Supremă, Instanța Supremă, a decis, a tace la Curtea Constituțională acest proiect legislativ, la pachet cu eliminarea sau reforma pensiilor speciale. Dacă în cazul pensiilor speciale, judecătorii CCR s-au grăbit și au dat un verdict rapid, iată că, în privința acestui proiect legislativ, judecătorii CCR nu se grăbesc. Suntem, iată, în luna octombrie și nu avem încă un verdict din partea Curții Constituționale. Joi am putea să aflăm acest verdict din partea CCR. Înțelegem că sunt șanse ca această lege să fie totuși constituțională și să meargă mai departe la președintele Klaus Iohannis spre promulgare. Domnule Chira, da. Un proiect controversat, discutat, răzdiscutat, care vine cu niște principii pe care eu personal le consider cumva normale. Pe de altă parte, toate excepțiile care au fost introduse, care îi vizează pe demnitarii, pe cei care lucrează la BNR, la ASF, ANCOM, primarii, instituții, membrii Academiei Române, membrii Academiei Române, sunt atât de multe excepții încât eu nu mai știu pe cine mai vizează această lege. Da. Această lege a început ca un demers corect. Așa ni s-a părut și nouă, dar pe parcurs, prin aceste modificări, prin aceste excepții, peste excepții, a devenit cumva așa un... o chestie ca să protejeze cumva clientela politică, pentru că cei avantajați de aceste excepții sunt în principal oameni politici. Majoritatea demnitarii sunt oameni politici, primarii oameni politici, majoritatea angajaților din acele instituții sunt oameni politici. Aș fi fost de acord doar cu medicii și profesorii. Părerea mea. Care e clar că e nevoie ca aceștia să rămână în sistem, da, cât mai mult. Adică este, fi... Și acolo poate s-ar putea pune un stop la un moment dat, pentru că și în cariera mea am întâlnit profesori care nu mai erau actualizați cu zilele noastre, erau de peste 70-75 de ani, care uitau sau și nu mai erau buni pentru a preda. Da, dar... cu toate astea, dacă punem în balanță așa cu ce fac magistrații care vor să pensioneze, da, pe la 45-48 de ani, chiar ar fi un alt subiect de dezbătut. Dar, domnule Ciungu, un proiect care a pornit de la ideea colegilor noastre de partid, pentru că mi-amintesc foarte bine, doamna Turcan a fost cea care a promovat mai întâi acest proiect legislativ în perioada în care era ministru al muncii, a insistat pentru adoptarea acestui proiect legislativ în interiorul PNL, iar mai apoi în cadrul coaliției de guvernare, pentru că a trecut acest proiect cu votul celor de la Partidul Social Democrat. Nu credeți că introducerea acestor excepții face ca acest proiect de lege să nu aibă niciun efect așteptat de către guvern? Bun, vedem că a durat ceva timp. În sine,
un astfel de proiect era necesar, era vorba atunci despre pensiile speciale, despre cumulare, despre faptul că trebuie să scădem cheltuielile. Au fost adoptate la pachet, de fapt. Exact. În sine, asta mă uitam, bun, primarii în sine sunt aleși. Aici ai intra într-adevăr pe un conflict direct cu Curtea Constituțională, ai dreptul de a fi ales la orice vârstă, chiar dacă într-adevăr s-ar putea să ai și pensie și să ai o, ne uităm și în Statele Unite cu președinții de peste 80 de ani. Ai dreptul de asemenea, mă gândesc la aceste excepții discutate în Parlament, eu nefiind parlamentar, ASF-ul, BNR-ul sunt tot instituții care și-au veniturile din piață, adică nu neapărat de la bugetul de stat și să zici că s-a gândit în felul acesta la această motivare. Presupun că ăsta e principalul motiv. Din punctul meu de vedere, la fel mă gândesc la exemple pe care le știu personal, profesori, medici, chiar nu, și acolo aici sunt momente în care ar fi trebuit să plece unii de ceva timp. Dar în același timp, în România, în momentul de față, avem mari probleme pe acest personal de execuție, dacă vreți să numim așa, și pe anumiți funcționari publici, pur și simplu nu-i mai avem. Și lipsesc, vedem acest caz cu cei 200.000 de funcționari care există în organigramă, dar în realitate nu sunt, să știți că nici nu vor fi. Adică nu ai de unde să iei să-i mai angajezi. Și atunci ai situația asta în care ai un funcționar public, de exemplu, e în vreun minister, e deja pensionar, dacă pleacă respectivul nu mai găsești pe nimeni. Adică eu înțeleg că această negociere politică din Parlament a dus la această lege care pare un pic mai slabă decât ar fi trebuit să fie sau decât a fost conceptul gândit inițial de PNL. Da, dar Matias, în același timp, da, trebuie să ne uităm și la ce realitate a forței de muncă sau a lipsei forței de muncă are în momentul de față România. Da, domnule Matias, ne va goli ceea ce spunea domnul Ciung, este că vom rămâne practic fără unii funcționari, cei care mai muncesc, care iau și pensii și salarii, tocmai pentru că vor fi nevoiți să aleagă, nu, domnule Ciung? Cam da, asta voia să ne spuneți. Că vor avea de ales între pensie sau salariu și bineînțeles că probabil vor alege pensia, marea lor majoritate, dacă au ajuns și la această vârstă de pensionare, de ce să nu beneficieze, dacă au și o pensie decentă, de ce să nu beneficieze. Însă toate aceste excepții mai fac relevantă această modificare legislativă pentru... Haideți, domnule Risa, să luăm pe rând și să explicăm telespectatorilor. Nu vorbim de pensie, cumulul pensie și salarii la privat. Adică dacă ai așa terminat este la bugetar, ai ieșit ca jandarm, ai ieșit ca judecător, ai ieșit ca orice, bun, pentru că aici sunt niște salarii mai mari, te duci în privat, nu are nimeni treabă cu pensia, cumulul pensie cu salarii. Dar... știți cum ne gândim? Ești la pensie la 45 de ani, ești la pensie la 50 de ani, ai o lege specială să le ieși la 50 de ani, pentru că ești surmenat, pentru că lucri în condiții speciale. Păi și ce fac eu după aia statul român? Te iau înapoi tot pe tine care ai beneficiat de o lege specială, tu, judecător, procuror sau așa mai departe, și te iau din nou, sau tu, polițist, pentru că avem cazuri când a ieșit ofițer din poliție și s-a angajat din nou în minister. Adică ai beneficiat de o lege specială. Eu cetățeanul sau eu, parlamentarul, am fost de acord să ieși la pensie la 50 de ani pentru că din vari motive. Ai lucrat în medii speciale, ai fost stresat și așa mai departe și după aceea tot eu să te angajezi, nu-i normal. Ei, bun, discutăm și discutați despre această lege. Dar, într-adevăr, această lege a fost un pic fără voință politică, pentru că apare această lege în 2014, după care apare prin 2019. Ei, uitați-vă că acum PSD împreună cu PNL au reușit să se pună la masă și să promoveze această lege în 2022, ceea ce e un lucru foarte bun. Ne aducem de aminte și chiar noastră ați prezentat în presă persoane care au două pensii speciale, o pensie de magistrat, o pensie de parlamentar și în continuare lucră la stat. Nu este normal. Da. Nu o să facem economie foarte mare, pentru că de ce spun lucrul ăsta? În momentul în care interzicem cumulul pensie și salarii și acea persoană vrea să rămână la pensie, va veni un tânăr în locul lui. Deci, cu siguranță, vom plăti din nou un salar, dar va fi un tânăr care să învață și un tânăr care poate să ducă mai departe, să meargă mai departe. Deci lucrurile astea nu va mai fi în acest moment, iasă la pensie și tot pe postul ăla rămâne.
Deci lucrurile se vor îndrepta și eu zic că e un drum normal, un drum normal al societății din România, care trebuia de mult, eu spun că de mult trebuia făcut acest lucru. Ai o pensie, te-ai bucurat, ai lucrat condiții grele, ok, stai acasă, vrei da, să... Dar știți că este cazul multor secretari de stat, domnule Matieș, care se pensionează, sunt pensionari speciali și mai apoi ajung să fie numit secretar de stat sau în alte funcții numite din pixul unor demnitari. Și abia aici intervine acest conflict, dacă vrei, și s-ar putea să mai săpăm de unii secretari de stat, bun, de ce nu... Haideți să ne ducem un pic și la cele derogări, pentru că era discuție și pe derogările acelea și eu chiar am fost de acord în momentul în care a fost în Comisia de Buget Finanțe. Avem chirurgi foarte buni. Ce facem? Îi scoatem, îi aruncăm la 65 de ani? Oamenii cu experiență. Medicii și profesorii au fost de la bun început. De-aia spun. Sunt niște derogări și am fost de acord. N-am fost de acord cu ASF-ul eu. N-am fost de acord cu ANR-ul. Eu n-am fost de acord. Cine a fost de acord? Mă scuzați, domnul Mătie. Cine a fost de acord cu ASF-ul? Eu ca persoană vorbesc. Nu discut. Eu vorbesc în numele meu acum, chiar dacă sunt comunicator PSD. Eu vorbesc de mine. Acum. Eu n-am fost de acord. Dar, la fel, am fost de acord în Banca Națională să fie o derogare, pentru că în Banca Națională, dacă s-ar fi luat, și nu vorbim de câteva zeci de persoane, nu vorbim de zeci de mii de persoane care să există o presiune asupra bugetului și așa mai departe. Avem nevoie de o stabilitate în Banca Națională. Ce facem în Banca Națională? Scoatem tot afară, pentru că acolo, într-adevăr, o mare majoritate, mi se pare vreo 60%, sunt care iau pensie și salarii. Dar ce facem? Scoatem toată Banca Națională, care până acum am avut o stabilitate, avem un euro în 5 lei de bun timp. Da, și asta se datorează Băncii Naționale. Aș avea și o completare. Domnule Chira, vă rog. Da, noi ca propunere de la Forța Dreptei am venit cu ideea ca acei care acumulează pensia cu salariu să opteze pentru salariu. Dacă doresc să mai lucreze... Păi nu, că atunci trebuie să optezi. Păi, ori salariu, ori pensie. Da, să opteze doar pentru salariu. Lucrând încă un an, doi ani în sistem, automat pensia normală va veni mai mare, pentru că au lucrat, au acumulat vechime suplimentară față de anii pe care au avut și mi s-ar părea corect să fie așa, nu să le aibă pe ambele. Nu e o idee rea, dar după aia intra în dreptul la pensie pentru anii munciți înainte și iarăși la da, CCR e un pic deci de dreptul la pensie nu te poți atinge. Ăla e un drept câștigat. Bun, el are dreptul și la muncă prin Constituție, dar atunci se poate duce în privat dacă mai vrea să muncească. Da, așa nu este. La asta. Poate merge foarte bine vedem, în privat. Vedem ce va uitați, spune și CCR-ul și da, totuși sper să iasă într-un final o lege viabilă care se poate fi implementată. Uitam puțin acum pe lista, poate după decizia pe lista secretarilor de stat și a subsecretarilor de stat de la Ministerul de Interne, da? Pentru că acolo știm că au nevoie de profesioniști, de așa. Știm că au plecat zeci de mii de polițiști din sistem. În marea lor majoritate a secretarilor de stat și a subsecretarilor de stat sunt foști polițiști, adică beneficiari ai unor pensii speciale care, iată că încă sunt capabili să muncească în același domeniu, pentru că rămân în Ministerul de Interne, dar cumulează pensie cu salariu, pensii deloc mici. Mă uitam pe unele declarații de avere și au peste 100.000 de lei pensie anual pentru anul trecut. Asta înseamnă o pensie mai mare decât pensia medie în e mai mare decât salariul de secretar de stat, care e 9.600 de lei net. Da, deci au niște venituri foarte mari. Ei, acum întrebarea este, domnule Matieș, da, stați așa, să luăm așa cu începutul, domnule Chira. Întrebarea este, nu vom avea, dacă intră această lege în vigoare, nu vom avea o perioadă în care vor pleca foarte mulți oameni, funcționari, ceea ce spunea și domnul Ciungu, secretar de stat, dintr-o dată, poate unii dintre ei oameni profesioniști, da? Deci nu avem de ce să le contestăm. Nu cred sincer că vom avea o problemă, pentru că în anii trecuți am funcționat cu 100 de secretari de stat, în momentul de față funcționăm cu 200 uitați, la de BNR, secretari de stat. La BNR, dacă ne referim la secretarii de stat.
și alți funcționari. Da. La BNR știu că această decizie s-ar lua să fie introdus BNR pentru acest mandat, tocmai pentru că plecau extrem de mult, ceea ce spunea și domnul Matiș puțin mai devreme. Plecau foarte mulți profesioniști și practic lăsai acea instituție fără niște oameni care știau și știu ce au de făcut acolo. Am înțeles, până la finalul mandatului, nu mai au foarte mult timp din mandat, dar următorul mandat teoretic n-ar mai trebui să mai fie. Dar la ASF, la ANR, la ANCOM, unde practic dacă sunt... Dacă îmi dați voie să explic un pic și cu demnitarii, vă rog frumos, pentru că ne-am dus un pic în zona de început și la demnitari. De vă rog, ce doamna Matiș, putem... Vă rog. Da, mulțumesc mult, doamna Larisa. Trebuie să explicăm, conform Constituției, pot alege și pot fi ales. Pensia am câștigat-o, pensia am plătit pentru ea, am avut partea contributivă, am plătit de-a lungul timpului, mi s-a reținut din salariu. Deci de pensie nu se atinge, de pensia mea nu se poate atinge nimeni, dar nu numai de-a... Ei, în momentul de față, dacă eu vreau să candidez ca primar, vreau să candidez ca parlamentar, vreau să candidez conform Constituției ca președinte de Consiliul Județean, ce se întâmplă? Nu pot fi ales? Cine mi-a mie dreptul conform Constituției să nu pot fi ales? Ei, acest lucru, această reușită în candidatură, eu, dar nu eu, oricare român din țara asta, va veni... Dacă câștigă ca primar, va veni cu un salariu. Ce fac? Renunț la salariu, renunț la primărie? M-au votat 80% din persoane, m-au votat nu de mine, vorbesc, dau un exemplu. Am primit respectul și votul unor cetățeni care au încredere. Bun, așa este, domnul Matiș, nu putem să nu se poate lua niciun drept constituțional, pentru că până la urma urmei și dreptul de a fi ales și dreptul la pensie sunt două prevăzute în Constituție. Am înțeles, în cazul demnitarilor... La demnitar n-ai ce să faci, nu poți la demnitar. Aici, domnul Matiș, până la urmă, soluția finală pe care trebuie să o implementăm cu toții este creșterea vârstei de pensionare în toate aceste categorii la care ne uităm. Vorbim despre, eu știu, inspectori sau... Nu, nu, pensionarii să... Primarii și justiție, care ies la 42 de ani la pensie, când de-abia încep să fie cu adevărat profesioniști. Aceea este și la magistrați, domnule. Și la, de asta da. Spun, și... în aceste sisteme, pe, vârsta de pensionare trebuie crescută. Vedeți că acesta este unul din punctele foarte, și din jaloanele este similar, dar trebuie, pentru că, repet, oamenii ăștia de-abia atunci încep să fie profesioniști adevărați. Domnule Ciungu, dumneavoastră când mergeți și convingeți un magistrat să fie de acord cu creșterea vârstei de pensionare, eu vă invit aici la mine în emisiune și vă promit că vă las o oră am să vorbiți doar despre asta. Mai dezbătut cu prieteni care sunt prieteni mai în vârstă, de altfel, aproape de pensionare, care într-adevăr îmi spun despre stresul ăsta pe care îl au, într-adevăr, mai ales pe penal, poți să da, spui că eu nu contest. Dar în același timp nu cred că ar fi neapărat împotrivă total, pentru că e și o pasiune pentru ei și au ales o carieră grea. În momentul e o pasiune care... și nu cred că își doresc neapărat să o termin la 41 de ani. Da, când, repet, de-abia atunci încep să înțelegi lumea. Nu-i obligă nimeni să se pensioneze. Nu îi obligă absolut nimeni, pot rămâne în sistem. Vă rog, domnule Matiș. Avem un jalon în PNRR cu aceste pensii speciale. Da. Ca vârsta de pensionare să fie o vârstă normală, să se bazeze pe contributivitate, adică să avem 65 de ani. Îl avem jalonul, acum au terminat experții cu Comisia Europeană această parte tehnică a legii pensiilor speciale. Da. Vor veni cu ele în Parlament, o să ni le prezinte, să vedem efectiv. Dar pe asta zic, domnule Matiș, că exact cum spunea domnul Daniel, numai două secunde și termin, cum spunea domnul Daniel, când ești în apogeul profesionalismului, cunoștințelor în domeniu la 45 de ani, tu te duci. Păi atunci și te duci și te angajezi tot jurist, eventual la Ministerul Apărării sau nu. Sau în privat, nu? Sau în privat, da, sau de magistrat te faci, din judecător te faci avocat sau notar și mai departe. Păi asta vă spun, că adevărata negociere pe această lege a pensiilor va începe fix de acum, după ce vin amendamentele, pentru că cei pe care va trebui să-i convingeți dumneavoastră, politicienii toți, vor fi magistrații, să-i convingeți că vor fi nevoiți să iasă mai târziu la pensii și să nu mai ataci această lege la Curtea Constituțională, pentru că suntem în acest cerc vicios, după ce magistrații au fost cei care au tot atacat la Curtea Constituțională. Am văzut politicienii, cu toți sunteți de acord că trebuie reformă, că trebuie magistrații să se pensioneze mai târziu. Un dialog social, național deschis între
bresle, dacă vreți să le numim așa. Mă credeți că și eu... Sincer, cred că și dânsii sunt deschiși la asta. Mă credeți că și eu i-am avut invitații aici în emisiune și erau... Prima lor nemulțumire era asta. Politicieni că în 30 de zile nu există, nu se poate așa ceva. Nu, pensiile speciale nu sunt o panglică care iei o farfecă și le tai. Nu se poate așa ceva. Deci trebuie lucrurile făcute. Cu siguranță avem, ne dorim, eu îmi doresc și asta a fost cumva sloganul în campanie, să eliminăm pensiile speciale. Dar nu există o panglică și cu o farfecă de mâine am tăiat pensiile speciale. Că nu se poate așa ceva. Dar trebuie toate lucrurile puse ca... Au mai fost și alte lucruri eliminate, domnule Matie, și lăsați așa în 30 de zile. Totuși, în 3 ani tăiam 1000 de panglici, dacă era. Da. Chiar așa. Doamne Chira, credeți că vor reuși politicienii, parlamentul, veți reuși să dați un vot, să fie promulgată reforma pensiilor speciale? Majoritate, nu cred. 1 noiembrie, reforma pensiilor speciale, credeți că vor reuși? Nu cred. Nu credeți? Domnule Ciungu, 1 noiembrie spunea domnul Ciolacu că e deadline pentru această reformă. Exact, avem și aceste jaloane în PNR, dar e un sentiment al întregii populații. Este nevoie de o rezolvare constituțională a problemei. Și majoritatea este de acord cu acest lucru. Da, domnule Matieș, 1 noiembrie spunea domnul Ciolacu, șeful nostru de partid. Avem nevoie și trebuie, cum spun ardelenii, musai să facem lucrul ăsta. Vedeți, am terminat jaloanele două din partea a doua. Deci am luat deja aproape 3 miliarde de la Uniunea Europeană granturi. Acum vin jaloanele 3, 4. Noi pierdem bani europeni, pierdem 70 de miliarde așa, 3, 4, de euro. Așa, 3-4 jaloane investiții. Grele, domnule Matieș. Sunt, dar și voință, vedeți că este voință politică, la fel în momentul de față și în acest moment, PNL cu PSD, și cu cumulul pensiei și salariului. Și există mai multe, și acele 200.000 de posturi care, cumva, domnul Daniel, și îmi cer iertare, nu a explicat. Avem 200.000 de posturi neocupate, într-adevăr, dar aceste posturi, 70% sunt bugetate, care fi ori o primărie, ori un Consiliu Județean, la sfârșit de an, ne-am făcut economie și le dăm în prime. Oricum banii aia dispar. Ei, dacă dispar posturile, nu mai pot să le bugeteze și atunci banii aia nu se mai dau așa, numai nu mai pleacă. Apropo, chiar discutam sunt într-o comisie, nu are legătură, dar o comisie cu o persoană de la ANAF, din conducerea ANAF, care chiar explica că în mod normal nu se bugetează. Deci, în toate acele instituții s-a bugetat, dar, de fapt, nu trebuie să facă. Pe cum se bugetează? Dacă este un loc care nu este ocupat, un post care nu este ocupat, exact, la momentul în care normal, se face bugetul... Nu se bugetează. Dar s-a bugetat. Nu, în urmă, se alocă niște bani pentru că ei spun așa în felul următor. Sunt bugetat. Îmi spunea foarte clar, în momentul în care ajungi în punctul ăla, nu știu, septembrie, face atunci rectificare și bugetează atunci. S-ar putea în februarie să angajăm. Păi și dacă angajezi înainte, bugetează posturile. În momentul în care angajezi. În momentul în care angajezi, atunci faci rectificarea și ți-ai făcut bugetarea. Tu ca instituția respectivă, da. Ca ordonator principal de credite, care nu vine cu bani de la... Faci un fond de salarii. Nu, faci un fond de salarii. Deci fondul de salarii se face la început cu posturile ocupate și cu posturile neocupate. Care te duci cu ele? Dacă le ocupi în perioadă, aloci banii respectiv, dacă nu. Rectificare bugetară se poate să faci 6 rectificări bugetare și atunci să poți să-ți aduci, dar sunt primării care au făcut 12, sunt primării care au făcut 3 rectificări bugetare. Lăsați guvernul... Deci guvernul nu a făcut nici măcar o rectificare bugetară, deși sunt spitale care au deja până cu banii. Da, e deja un pic târziu, ca să zic așa, cu rectificarea bugetară, dar aș vrea să mergem la un alt subiect, pentru că astăzi colegii noastre, domnule Matieș, de la Senat, de la PNL, colegii dumneavoastră de la PNL au participat la o dezbatere despre controlul parental pentru rețelele de socializare, adică copiii mai mici de 16 ani să nu mai poată avea acces pe rețelele de socializare doar cu acordul părinților. Am văzut-o pe doamna Pauliuc, care a inițiat această dezbatere, l-am văzut pe Nicolae Ciucă, care a participat și susține această inițiativă. Aș vrea, domnule Ciungu, să spuneți dumneavoastră cum vedeți dumneavoastră că ar trebui să arate un astfel de proiect legislativ. Practic, interzice accesul minorilor, a celor care au mai puțin de 16 ani, la zona de online, la internet, la rețelele socializare. Fără acceptul părinților. E într-adevăr o inițiativă a Organizației Femeilor Liberale pe care doamna senator Pauliuc o conduce. Inițiativa mi se pare foarte bună și gândită
pentru, eu știu, problemele din ziua de astăzi. Eu personal însă fiind un tip din IT, atunci când eram copil, nu știu, poate mi-ar fi luat 10 minute să trec peste ce mi-ar fi impus părinții pe calculator și habar n-aveau ce fac eu acolo. Deci, cred că o astfel de dezbatere este bună, e bine că a început un astfel de proces. Cred că este nevoie de o astfel de legislație care să uite poate mai atent la modul în care informația este urmărită, apropo de, eu știu, probleme penale, droguri sau alte lucruri care pot fi accesate în social media de tineri. Asta ține și de instituțiile, eu știu, Ancom, statului român. Amcom, CERTRO, diverse și de instituțiile private care dau aceste servicii. Există la nivel european o astfel de legislație și pe acest lucru se bazează și doamna senator, dar de aici încolo cred că trebuie să dezbatem un pic mai specific cum putem să-i ajutăm, să-i informăm, pentru că, repet, ești tânăr, ești rebel, sigur vei avea într-o căutare de Google în 10 minute vei afla cum să-i păcălești pe părinți, dacă chiar nu îi faci asta. Domnul Daniel, există în momentul de față aplicații care pot să restricționeze? Există gratuite, pe bani? Da, bun. 1, 2. În momentul în care facem legislativ o inițiativă asta și o facem o lege, ce se întâmplă? Dacă copilul sparge, dacă copilul încalcă această lege, amendăm copilul și plătește părintele, care părintele de bună credință zice da. Deci nu cred că legea aceasta... Și nu este așa ceva lege, oricum, dar... Eu ca părinte și o dezbatere de avut și e importantă, pentru că e importantă dezbaterea, tocmai de asta... Tehnologia pasează atât de repede și iertați-mă, și gap-ul ăsta, saltul generațional între cei tineri și chiar și eu, la 31 de ani, este deja foarte mare. Copiii care se nasc acum, care s-au născut, nu știu, după anii 2000, așa, s-au născut cu telefonul în față. Adică smartphone-ul e... Repet, e un salt generațional foarte mare. Haideți să vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu apropo de o restricție de genul ăsta. Vă dau un exemplu. Un prieten foarte bun, om de afaceri, un prosper om de afaceri și un om foarte inteligent, și el și soția, doctoriță, el, om de afaceri, și-au vrut să restricționeze pe fete, aveau două fete gemene, și-au vrut să restricționeze, aveau cinematograf în casă și-au spus, ne uităm în fiecare seară la un film, n-aveau televizor în casă, n-aveau laptop, n-aveau nimic, să citiți în fiecare seară cărți și așa mai departe. Încerca să impună o conduită. Ei, știți ce s-a întâmplat? După ce au terminat clasa întâia, fetele au venit și l-au întrebat pe părinte. Vă spun, deci caz real, povestit de prietenul meu. Și mi-a spus, zice, tati, noi cât de sărași suntem? Și a întrebat, dar de ce suntem? Unul dintre cei mai bogați oameni din România, respectiv. Și zice, dar de ce întrebați asta? Păi zice, tati, toți copiii zice că suntem săraci pentru că nu avem televizor. Dar la ce vă trebuie, că citiți nu știu ce? Fetele, gemenele respective au fost marginalizate pentru că nu știau să vorbească de ce era pe internet, desenele animate, personajele. Au fost marginalizate, au fost jignite, hate-ul ăsta că sunteți sărace, n-aveți nici televizor, n-aveți, cu totul că aveau cinematograf în casă, n-ai laptop, n-ai telefon mobil, cât de săracă ești și nu știu ce. Și a fost nevoit părintele să le cumpere telefoane și să-și pună televizoare să le iei și laptop. Aici ține de informarea tocmai de asta, domnule Matie, și e important să vedem că e clar că un copil nu mai există un copil fără să aibă un telefon, un smartphone. Și închid, de asta e foarte importantă dezbaterea și de asta spun că inițiativa doamnei senator Pauliuc e foarte bună și o susțin din punctul ăsta de vedere. Trebuie să discutăm de văzut, deschis acest lucru. Spune și mie mi se pare ok și perspectiva domnului Matieș, dacă până la urmă este o lege. Sunt mai multe perspective, acum e perioada de dezbatere. Hai să dezbatem. Da, până la urmă este o lege. O încalcă cine? O încalcă copilul? O încalcă părintele? Se impun sancțiuni? Se impun sancțiuni? Și mă iertați, fără măsuri coercitive, legea aceea nu va avea efect. Și cui pui măsurile alea coercitive? Părintelui, care e de bună credință. Copilului plătește, îl amendezi pe copil care, până la urmă, având 16 ani, n-are bani, va plăti tot părintele. Da, nu știu, eu cred că este nonsens. Există deja, apropo de 16 ani, 18 ani, aceste limite, există deja legislație apropo de ce poți face online greșit. Și nu intrăm în acel domeniu. Mai sunt unele site-uri care îți cer acordul. În momentul în care vor să-și facă conturi pe rețele de socializare, trebuie să aibă 13 ani minim împliniți. Pot fi ocolite. Toate filtrele acestea sunt ocolite de copii. Domnule, sunt inventivi și trebuie să lucrăm și la noi, în primul rând, să fii mult mai deschiși față de ei, să le fim prieteni cu adevărat. Tot zic chestia asta, că mai trebuie să începem educație, trebuie să începem cu părinții. Educația
educație și informare. Exact. Da, dar trebuie să ceamă cu părinții, pentru că un părinte care nu știe ce poate să vadă pe internet, care nu știe de ce e capabil copilul lui. Da, nu mi-a spus domnule Echira că sunteți de acord sau nu cu un astfel de proiect legislativ. Cum spunea și domnul Matias, cred că e un nonsens să gândim ca și un proiect legislativ. Cred că ar trebui să informăm copiii, să educăm copiii pe tema aceasta, pentru că copiii din vremea de azi sunt foarte inventivi, sunt mult mai deștepți decât îi credem noi. Spunea și colegul de platou, este un gap între generații fantastic de mare și așa vor ocoli această lege. Bineînțeles, dezbaterea e bună. Sper ca să se ajungă cu o moțiune după această dezbatere că trebuie să-i educăm, să informăm mai bine copiii și părinții, nu să... Da, vedeți că și pe partea asta de stat și pe partea de mediu privat, da, aici e de lucru în continuare. A creat o grămadă de controverse și acel articol din legea noua, legea educației, care prevede că în timpul orelor copiii să nu își poată folosi telefoanele, să le țină într-un dulăpior. Și mi-amintesc în cadrul dezbaterilor că erau părinți care erau nemulțumiți de această prevedere. De asta zic că cumva ar trebui această discuție și această educație să meargă mai întâi în zona părinților și mai apoi să mergem să învățăm copiii cum și ce avem voie să folosim pe internet. Poate, domnule Matieș, poate inclusiv în la școală ar putea să fie introduse... Domnul Claudiu are perfectă dreptate. În primul rând trebuie să fim educați noi părinții. De ce spun asta? Ne uităm, acum că le ia telefoanele, au fost cumva deranjați părinții, dar haideți să ne uităm că universitățile de prestigiu din lumea întreagă au o uniformă. Studenții, elevii au uniformă acolo, deci se mândresc cu ținuta lor. Noi dacă am introduce acum o uniformă în sistemul școlar, ar exploda toți părinții, ar spune de ce. Bine, nu-i normal, nu-i... E la latitudinea școlilor, nu le folosesc, spune. Trebuie în primul rând discutat și trebuie informați părinții foarte bine și eu cred că nu există părinte să-i vrea rău copilului. De aceea doar că trebuie explicat și trebuie arătat beneficiile și cum participă și pe aceste măsuri la educarea copilului, lucrurile, eu cred că sunt mult mai simple decât le vedem noi în momentul în care există un dialog. Da, poate mai trebuie dialog și pe alte teme și una dintre ele, și o să încep discuția așa spre final de emisiune cu dumneavoastră, pentru că vreau să o continui și în cea de-a doua parte a emisiunii, despre această reformă a păcănelelor pe care a anunțat-o inclusiv Marcel Ciolacu. Am văzut că și în Parlament sunt depuse foarte multe proiecte legislative în această zonă, însă primul lucru pe care îl vor face, joi înțelegem, ca firmele care desfășoară astfel de activități și nu au sediul în România, să nu mai poată să desfășoare activitățile pe teritoriul țării. Și dacă tot eram în zona de online, n-am văzut niciun proiect care să vizeze zona de online pe jocuri de noroc. Noi, pentru că noi avem depus. Aveți depus? Avem depus, ce fel de proiect? Da, PLX-ul 395 pe 2023 este un proiect prin care interzicem complet reclamele la jocurile de noroc. Nu reclamele, ci jocurile de noroc, da, activitatea. Dar majoritatea reclamelor se cam bazează pe aceste jocuri de adică noroc. Aici, acum să vă spun, iarăși, mă gândesc și la perioada prohibiției în Statele Unite cu alcoolul. Cine e dependent va găsi o soluție, fie că e online sau locuri de genul ăsta. Offline cred sau că vor, da, merge în afara orașului. Nu vor mai avea reclame și așa mai departe. Sunt spații, de asta am văzut și eu în capitală. În momentul de față, cred că și această lege se uită mai degrabă la cei mai tineri, mai impresionabili, cei care ar putea fi, eu știu, atrași înainte să fie pregătiți să înțeleagă ce înseamnă să-ți riști bunurile și venitul tău într-un joc în care nu vei avea de câștigat, da, în mod real. Da, din păcate e o dependență și orice dependență trebuie privită ca o boală. Întrebarea este de ce avem această, sau de ce are statul cumva această luptă contra păcănelor, când vorbim de reclame, vedem, de să fie duse în afara, le vedem când deja totul peste este tot. Atât de ușor tot, pe online, sunt jocuri online, da, unde nici măcar nu mai trebuie să te mai deplasezi undeva, ci te joci online, nu te întreabă nimeni câți ani ai, buletin și așa mai departe, poți avea 12, 13, 15 pe ani să te joci liniștit pe jocuri de noroc online. Apropo de asta, spuneam, legea anterioară, propunerea doamnei Pauliuc, și aici poate fi implementată pe online.
în discuțiile cu entitățile private. Da, foarte cum verifici în mod real că acel utilizator chiar este adult? Că acel utilizator și poți să faci, ai instrumente, inclusiv o să vină în curând în sfârșit buletinul digital și identitatea digitală în țară și atunci poți să demonstrezi cu adevărat cine ai 18 ani și că te poți juca. Problema principală e că sunt inițiative depuse în Parlament și care nu sunt susținute de guvern. Toate sunt pe același palier de stopare, de oprirea reclamelor, a jocurilor de noroc, iar guvernul... Numărasem eu vreo 7-8 inițiative. Guvernul pe nu susține asta. Niciuna dintre ele. Păi au depus acum și le-au depus pe al lor propriu și atunci... Da, nu, să vedem. Haideți să explicăm un pic. Eu mă uit acum în acest moment la USR, care USR-ul cumva am văzut că se urca inclusiv pe suferința oamenilor, că s-a spânzurat cineva din cauza jocurilor de noroc și cumva, dar să nu uităm că dânșii au fost într-o alianță, cei de la USR au foarte multe inițiative acum pe păcănele, dar au fost într-o alianță și n-au avut nicio atitudine în zona asta. Bun, acum există o decizie politică, PSD, PNL, de a intra în războiul ăsta împotriva păcănelelor. Și criteriile nu sunt doar ceea ce a spus dumneavoastră. Vorbim de la 5, trebuie să fie la 5 km de localitate. Doar 1 la 20.000 de locuitori. Sunt societatea... Deci cum îi împarți, domnule? Stați puțin, domnule Matieș, că eu asta nu înțeleg. Vă dau un caz în Alba Iulia. Deci 1 la 20.000 de locuitori. Stați puțin, domnule Matieș. Domnule Matieș, 1 la 20.000 de locuitori, asta ați spus, da? Cum și cine alege care dintre firmele care dețin astfel de jocuri de noroc își face la 1 la 20.000 de locuitori? Haideți să vă spun cum funcționează în Germania și în Germania funcționează. În Germania funcționează să scoate la licitație cotele. Da. În Germania și să scot cotele la licitație și spune, bun, avem 60.000 de locuitori, dau un exemplu, Alba Iulia, da? Înseamnă 3 cote. Cine le licitează? Bun, atâta plătești pentru primărie sau pentru zona limitrofă, așa, plătești și cumperi aceste... Dar ce vreau să vă explic, chiar în Alba Iulia și a fost un scandal foarte mare, lângă o sinagogă. Un monument istoric, un mare din ăsta casino, pus chiar lângă monumentul istoric. Primăria n-a avut ce să-i facă. Nu putea să-l scoată afară, pentru că conform legii n-avea cum să-l scoată afară. Ok, era o firmă care își desfășura activitatea. Este o firmă, plătește taxe și impozite, n-ai legislație, da, și atunci nu poți să intri pentru că respectiv și au avocați bine plătiți, te dă judecată și te câștigă. Vă dă domnul Ciungu aici. Bine, primarul, dar primarul de la USR înțelege. Nu vrea să dea consultanță gratuită primarilor de la USR, domnul Ciungu. Poate să facă nouă propunere de plan urbanistic general și poate să încerce în felul ăsta. Ok, dar în întrebarea mea era, domnule Matieș, că pornisem de la zona de online și unde au copiii minori au acces. De ce nu ați depus un proiect legislativ prin care să interzice sau să reglementați măcar și jocurile de noroc în zona de online? Pentru că în pandemie, efectiv, au explodat. Mi-apar mie tot felul de reclame cu jocuri de noroc, cu bine, tot felul de site. Pandemia a fost un alt, adică reprezentantul păcănelelor era consilierul domnului Orban. Și dacă ne aducem de aminte, aveam biserici închise, aveam piețe închise, aveam așa, dar păcănele erau deschise. Un lucru straniu și un lucru de noaptea minții. Consilierul premier Orban făcea lobby pentru păcănele. Asta era o altă discuție. Dar, în momentul de față, eu n-am văzut încă draftul, eu doar din discuțiile cu colegii mei, apropo de legea împotriva păcănelelor, eu cred că vor fi prinse acolo și aceste jocuri online sau pariuri online, pentru că și acestea, după părerea mea, trebuie să aibă aceeași rigurozitate. Pentru că până la urmă și acele fac parte din viciu, fac parte din cumva din care poate să crească sau cumva să genereze acel viciu sau acea boală a jocului la păcănele sau a jocului electronice, pentru că până la urmă am văzut cazuri, oameni care și-au pierdut averile, oameni care s-au despărțit, familii destrămate, copii pe străzi, din cauza
unui viciu. Sigur că da, orice fel de dependență nu e. Este o retorică pe care o tot aud în ultima perioadă, că în perioada pandemiei sălile de jocuri de noroc erau deschise. Toate entitățile acestea, orice unitate comercială erau închise atunci. Erau doar câteva supermarketuri, benzinăriile care funcționau. Nu aveau un regim special păcănelele. Nu aveau un regim special, dar erau deschise sălile de jocuri, de pariuri. Erau deschise. Domnul Claudiu, acum eu îmi cer scuze, nu mi-am dat seama că forța dreptei este domnul Orban. Și chiar nu vreau să vă supăr. Da, din păcate nu avem din domnul Orban. Deci nici măcar să-l supărați. Acum mi-am dat seama când am văzut că domnul Pira a luat atitudine. Dar au fost păcănelele deschise, mi-am dat aminte. Vă mulțumesc tare mult, domnule Matiez, vă mulțumesc și dumneavoastră. Și păcănelele erau deschise. Din păcate trebuie să luăm publicitate. După publicitate însă la fix ne întoarcem, continuăm discuția pe păcănele, pe această reformă începută de Marcel Ciolacu și de cei din Partidul Social Democrat. Rămâneți pe Prima News. Bună seara, doamnelor și domnilor! Am revenit la România Politică, am schimbat și invitații pe timpul publicității. Tocmai de aceea vreau să vi prezint, o să încep cu Diana Buzoianu din partea USR. Bună seara, doamna Buzoianu, bine ați revenit la România Politică! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și o să iau așa de aici, din dreapta mea, domnul Gabriel Zetea din partea PSD. Bună seara, domnule Zetea! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnul Sabo Odon din partea UDMR. Bună seara, bine ați revenit la România Politică! Bună seara, bine v-am găsit! Și din partea Partidul Național Liberal, domnul Gabriel Avrămescu, președinte PNL Buzău. Bună seara, bine ați revenit la România Politică. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă spuneam înainte de publicitate că discutăm în continuare despre această reformă a păcănelelor, pentru că în Parlament există vreo 7-8 proiecte legislative care vizează acest domeniu. Cu toate acestea, greu sunt adoptate de către Parlament. Nu se înțeleg cei din PSD cu cei din PNL și nici cu cei din USR. Fiecare vine cu propria variantă. Cert este că joi va avea loc o ședință de guvern în care se va adopta o ordonanță de urgență, spunea Marcel Ciolacu, care vizează tocmai o modificare, în sensul în care firmele care dețin acest tip de activitate, adică pe zona de jocuri de noroc, nu vor mai putea desfășura activități pe teritoriul României dacă nu au sediul aici. Și aș începe în această discuție fix cu domnul Zetea, pentru că s-ar putea să știe, să aibă puțin mai multe informații de la partid decât avem noi de la domnul Ciolacu. Sunt multe firme din astea care nu au sediul în România și totuși desfășoară activități pe această zonă? Sigur că sunt multe firme și majoritatea celor care își desfășoară activitatea în România nu sunt firme românești, de fapt, au capital străin, unele din zona asta a Balcanilor, altele din Europa de vest. Da, este o modificare corectă până ce am putut să văd și eu din declarații publice, pentru că un proiect de ordonanță este discutat la guvernul, la nivelul Parlamentului. Reguli de acces noi în ceea ce privește aceste săli de jocuri, interzicerea comercializării băuturilor alcoolice în aceleași săli în care sunt aceste săli de jocuri, interzicerea reclamelor, adică acestea adică pompoase casino, care adică sunt. Adică la casino nu vom mai putea consuma alcool? Acolo unde sunt astfel de mașini, nu știu cum să zic, păcănele, cum le spunem, așa, mașini de joc, da, aceste... nu se va mai putea comercializa alcool, nici nu se putea da gratis, sub nicio formă, nu va mai exista nicio legătură între acele săli de jocuri și păcănele. De asemenea, avem în acest moment în Parlamentul României un alt proiect de lege care a trecut deja de Senat, urmează să ajungă, să fie dezbătut. Am înțeles din partea conducerii Camerei Deputaților că în procedură de urgență... Din care faceți parte. Absolut, și eu fac parte. Îl vom discuta în procedură de urgență legat de scoaterea sălilor de jocuri în afara localităților la 50 de metri de limita teritorială a fiecarei localități. A trecut de Senat, a fost susținut de către partidele politice acolo. Nu prea văd de ce astăzi, atâta vreme cât există această hotărâre politică
Deci este o decizie politică, în primul rând, că vrem să facem aceste lucruri, atunci nu o să punem în balanță, nu știu, lipsa încasărilor și a veniturilor la buget sau alte entități care, până la urmă, pot să fie afectate de lipsa reclamelor, care entități private. Vorbesc aici. Important este ce? Un semnal care se dă populației, pentru că această dependență, această boală de care suferă, din păcate, foarte mult și care nu se pot opri tocmai pentru că tentația este la tot pasul. Mergi în București, mergi în orașele mari, dar nu trebuie, în orice localitate din România, sunt mult prea vizibile aceste locuri. Tentația este pe internet la tot pasul. Diana Buzoianu, USR are mai multe proiecte legislative pe această zonă. Înțelegem că șansele să treacă proiectele USR sunt mici. Calculul politic este să treacă cel al PSD. Întrebarea mea este, susțineți proiectele Partidului Social Democrat tocmai ca să se facă o reformă pe această zonă a jocurilor de noroc? Bun. Într-adevăr, USR a depus mai multe proiecte care au fost ulterior blocate la Camera Deputaților. S-au dat câte 6 comisii de raport pentru fiecare dintre proiectele depuse, ceea ce înseamnă de fapt că Parlamentul nu voia să treacă aceste proiecte. Sigur, ele au fost copiate și au fost redepuse de PSD. Noi susținem până la urmă și vom vota inclusiv aceste proiecte. Dar trebuie spus un lucru, pentru că au fost făcute foarte multe promisiuni, dar până în momentul de față noi nu vedem niciun proiect care a fost trecut. Domnul Solacu, care a venit zilele acestea și chiar a spus că a fost amenințat, șantajat de industrie, este același domn Ciolacu care a venit și a susținut proiectele, ca după aia să dea aviz negativ din pixul dumnealui, cu semnătura dumnealui, de la guvern. Deci avem acest dublu joc pe care domnul Ciolacu îl joacă, premierul țării, care vine și spune, vom da o ordonanță de urgență care, de fapt, în realitate nu va rezolva absolut nimic, ci doar va aduce niște bani la buget din partea acestor jocuri de noroc. Și proiectele reale, care sunt astăzi dezbătute în Parlament, de fapt, sunt blocate, iar o parte dintre ele, de fapt majoritatea, chiar au avize negative de la guvern, semnate chiar de către domnul Ciolacu. Unul dintre argumentele care s-au menționat mai devreme că... pozitiv dacă sunt proiectele semnate de PSD. Păi nu, da, păi nu, inclusiv la proiectul depus de PSD are aviz negativ semnat de domnul Ciolacu. Da, și unul dintre argumentele... E o explicație foarte simplă. Până la urmă, guvernul dă avize și atunci când calculează funcționarii de la ministere și practic acest proiect ce face? Scade încasările la buget. Ministerul Finanțelor să spună de fiecare dată. Atunci când vede încasări mai puține din orice industrie, ei nu sunt Ministerul Sănătății, de exemplu, să spună, da, e bine sau e rău pentru populație. Spun, din punctul nostru de vedere, e rău că încasează România mai puțin. De aceea spun, astăzi e vorba de o decizie politică pe care noi o luăm. Nu punem în balanță încasările pe baza cărora s-a dat acel aviz negativ pentru proiect, ci punem în balanță sănătatea românilor. Oprirea acestor tentații pentru niște oameni care și în familiile cărora se produc niște drame. Haideți să nu denaturăm adevărul și să spunem doar o poziție politică a unei sau altă. Susține acest proiect sau nu susține acest proiect? E simplu. A blocat un an de zile acest proiect. În tot acest timp au murit niște oameni care s-au sinucis. Avem pe statistici lucrul ăsta. Și sunteți vinovat direct de asta. Doamna Buzoianu, aș vrea, spuneam puțin mai devreme, că așa aude mereu tot timpul, parcă vine așa cu echilibru în dezbaterile politice. Domnule Sabodon, multe proiecte, dar până acum nimic concret pe zona de păcănele, de jocuri de noroc, de cum indiferent de câte proiecte se vor depune, proiectele vor trece dacă există asumare politică din partea majorității. Hai să fim foarte concreți. Din păcate, într-adevăr, colega avea dreptate aici, a șovăit guvernul în această chestiune, pentru că există multe proiecte inițiate, inclusiv de către PSD, și guvernul a dat un punct de vedere negativ, adică că nu va susține politic acest proiect. Ulterior s-a revenit. E bine că s-a revenit. Și eu cred că va trece destul de rapid. Și nu aici vorbim de cine este proprietar sau nu. Dar susțineți aceste proiecte? Absolut. Nu este vorba de cine este proprietar sau nu, pentru că cea mai mare pierdere pe care o va realiza această zonă este, de exemplu, la loteria română, inclusiv în punctul de vedere al guvernului. Să știți că statul a scos bani puternici din zona aceasta de păcănel. O să mergeți în România, în zonele unde se vinde Loto Prono sau pariuri sportive și o să vedeți în aceste
centre sau în aceste locații, o să vedeți și păcănele realizate și puse acolo de către o instituție sau o firmă sau cum vreți, o agenție a statului român. Deci hai să nu ne ascundem după deget că acesta este doar o zonă a privaților și că, Doamne, cea mai mare problemă este că sunt în proprietatea străinilor sau a noastră. Pentru că inclusiv statul român, este scris în avizul realizat de către guvern, va pierde mulți bani pe zona aceasta datorită Loteriei Române. Loteria Română spune că va pierde circa 40% din fondurile. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru din activitățile și din fondurile pe care le gestiona. Ei, cu toate acestea, dacă ceva este rău pentru societatea trebuie oprit. Eu cred că a venit momentul, sper că există o consensualitate politică, chiar dacă doare la buzunar această chestiune statul, și va trebui să mergem mai departe. Nu trebuie, dar nici aceasta, vedeți, nu văd. De ce nu interzicem pur și simplu să fie în afara orașelor la 50 de metri? De ce? Și acolo e mai puțin moral? Mă înțelegeți? Deci ceva dacă este... Mă gândesc așa, că acum la București, da, te gândești că poate trimite în afara orașelor, dar acolo unde e localitate lângă localitate, lângă localitate, lângă localitate... Eu vă întreb ceva. Dacă ceva e rău pentru societate, nu e rău și în centrul orașului și la marginea orașului? Se gândesc probabil că nu mai e atât de accesibil. Nu. Ce e rău, e rău și în centrul Bucureștiului și e rău și în afara Bucureștiului. Ce nu e rău, nu e rău. Nici în centrul Bucureștiului, nu așa trebuie rezolvat cu 50 de metri. Dom'le, spui, acest tip de joc de noroc nu este avizat, da, nu se dă voie lumea. Cei care sunt dependenți, cei care au această boală a dependenței, vor, da, trece, pe așa, internet, vor trece pe internet, bun, vor merge în Bulgaria, vor merge în alte state, acolo unde există. Din păcate, se merge, este o zonă a oamenilor vulnerabili, deci dacă o să vedeți cei mai împătimiți, să știți, care doresc să câștige de pe o zi pe alta mulți bani, nu sunt cei care sunt mai chipzuiți. Hai să fim serioși. Sunt persoane care sunt vulnerabile, cu un statut social mai vulnerabil și nu cred că trebuie să-i punem. Aceștia vor merge și la marginea orașului. Nu aceasta este soluția. Da. Trebuie să interzicem pur și simplu. Domnule Avrămescu, consens între partidele aflate la guvernare, PSD și PNL, pe aceste proiecte? E clar că susținem cu toții o astfel de inițiativă, doar că e nevoie, așa cum au spus și antevorbitorii mei, de o serie de lămuriri, o serie de clarificări, pentru că vorbim de persoane juridice de drept de privat care sunt străine. Nu știu dacă nu cumva încalcă legislația comunitară. În momentul în care tu interzici unui agent economic de pe teritoriul Uniunii Europene să desfășoare activități la tine în țară, care practică tot teritoriul Uniunii Europene. Așa pe surse, domnule Avrămescu, am aflat că ar fi dinspre Transnistria, din alte zone, aceste firme pe care vrea domnul Ciolacu să le scoată. Trebuie să vedem. Să aibă a doua chestiune, sediul aici în România. Dacă avem intravilan sau extravilan. Acum să vedem unde le încadrăm sau unde le vom încadra. Dacă e localitate, sunt chestiuni care la fel trebuie lămurite. Poți să mergi kilometri întregi unde ai localitate lângă localitate, adică să intri dintr-o localitate în alta. Cum pui acolo în afară localități? Și noi avem, la fel ca și colegii noștri și de la PSD și de la USR, un proiect care prevedea interzicerea publicității la jocurile de noroc. E un proiect depus de către colegul meu Adrian Cosma de la Satu Mare. Eu cred că toate lucrurile astea trebuie avute în vedere, pentru că, așa cum spunea și domnul Rodon mai devreme, există riscul ca toate activitățile acestea să meargă în online. În online au acces foarte ușor și copiii. Trebuie să mergem în această zonă și de a reglementa zona de online. De altfel, noi avem un proiect depus, inițiat de către colega noastră, Nicoleta Pauliu, care fix asta își dorește să reglementeze. Accesul copiilor la mediul online. Da, asta este extrem de important. Am discutat puțin ora trecută, domnule Avrămescu, și chiar sunt curioasă să aflu și opinie de la dumneavoastră. Vă referiți la dezbaterea de astăzi, prin care ar trebui să existe un control al părinților la tot ce înseamnă rețele socializare, zona de online, pentru copiii sub 16 ani. Și concluzia orei trecute, dacă vreți, a fost că nu se poate reglementa printr-o lege un astfel de lucru, pentru că în momentul în care ai o lege, înseamnă că cineva poate încălca această lege. Cine încalcă legea? Părintele sau copilul?
Eu pun problema în felul următor. Și eu am un băiat ca oricare și eu sunt părinte. Și am văzut atunci când copilul meu accesează un dispozitiv electronic, faptul că îi apar tot felul de reclame la astfel de jocuri, la tot felul rețele sociale care sunt nepotrivite pentru vârsta lui. Ori, acum trebuie să recunoaștem că e într-adevăr o problemă. Ori ea trebuie să fie reglementată și trebuie să fie legiferată. Trebuie plecat de undeva. Dacă stăm de fiecare dată doar să concluzionăm că e o problemă și nu se întâmplă nimic, ne dorim cu toții o țară ca afară. Dar haide să începem de undeva. Și ăsta este un prim pas pentru a reglementa tot ce înseamnă accesul și la rețele de socializare și la tot ce înseamnă platforme din acestea de streaming, pentru că și acolo, dacă un părinte nu are timp să controleze sau să poată să oprească accesul unui părinte, sunt foarte multe filme care au conținut violent explicit. Și nu cred că e... Și nu cred că e cazul. Permiteți-mi o intervenție pe subiectul. Să ajungem în zona asta. Tocmai de asta, cred că e nevoie de o reglementare foarte clară a accesului copiilor în zona de online. Este, cred că e o îngrijorare a tuturor celor care au copii mici. Da, e foarte bună dezbaterea. Domnule Zetea. Până ajunge la zona de online, până ajunge să reglementăm noi zona de online, haideți să reglementăm problemele astea fizice. Că ne trecem pe stradă și vedem pe stradă peste tot reclame la săli de jocuri, la păcănele, domnule nu Zetea, la cele online. Domnule Zetea, stați că ajung și acolo. Copiii, tinerii, nu se mai duc pe stradă să vadă acele de acord, reclame. Dar să știți că zona asta de online, nu România, nici o țară civilizată, democratică, nu prea are reușit să reglementeze accesul. Este o singură țară în lume, asta cu minimele cunoștințe, care a reușit să facă acest lucru și aia este China. Nu într-o zonă democratică, pentru că a reușit să facă o singură aplicație în care sunt introduse toate celelalte aplicații și acolo este cu supraveghere, statul știe absolut fiecare mișcare pe care o faci, primești un scor social, poți să mai comanzi un taxi dacă ai un scor social bun sau poți să mergi la restaurant, altfel nu. Nu cred că vrem să ajungem într-o zonă de asta de control. E extrem de dificil de făcut aceste lucruri, dar sigur că este nevoie. Și eu sunt părinte și eu am copii și eu îmi fac probleme că pot să aibă atât la vârste atât de fragile de acces la orice dispozitiv, fără să-mi dau seama, intră pe telefonul meu și poate că are acces la informații pe care nu le doresc. Mai departe, ce facem cu sistemele VPN care, până la urmă, îți ascund blocații, indiferent cât de mult reglementezi în România, poți să intri de pe adrese de IP de oriunde din lumea asta pentru a scurge circuita acele norme pe care tu le faci în online. Deci nu e atât de simplu în online. Așadar, până ajungem la online și descoperim împreună zona asta democratică, vestică, occidentală, ce trebuie să facem acolo, haideți măcar să ajungem la zona asta fizică. Că noi în România, deocamdată, aici e multă sălbăticie. Stă mai mult pe offline. Aș avea și eu câteva spus, două puncte esențiale. Pe de-o parte, pe partea de reclame, pentru că a fost menționat un proiect care a venit de la domnul Cosma și, într-adevăr, de la PNL, a fost unul ambițios și noi am depus tot pe reclama stradală. Pe acest proiect depus de PNL a fost măcelărit în Parlament fix de PNL, de doamna Gorghiu, care a lăsat fără niciun fel prin amendamente, a făcut inaplicabil total proiectul și a scăzut aproape toate limitările care existau. Deci, iată din nou diferența între declarații și ce trece la voci și ce se întâmplă de fapt în Parlament, iar proiectul USR a fost respins cu totul, deși ei spunea clar un lucru, că se interziceau reclama fizică pe stradală. Al doilea lucru care este important este că noi deja avem niște proiecte care au trecut în Parlament cu privire la lupta aceasta împotriva păcănelilor. Unul dintre ele este implementarea Registrului Național al oamenilor care sunt dependenți de jocuri de noroc, care se pot înscrie ei pe acest registru și să nu mai aibă acces. Atenție! Până în momentul de față, guvernul nu a dat normele de punere în aplicare. Acesta e proiectul domnului Roman, dacă mi-am amintesc. Da. Deci vorbim practic de un premier și de un guvern care spune prin declarații politice că susține această luptă, dar de fapt ei nici măcar nu pun în aplicare legile care au trecut, dar minte, nu mai vorbim de proiecte care ar putea să treacă în viitor. Da, sigur, cu registru, sigur, rezolvăm problema. Eu vă spun problema eliminându-le efectiv, interzicând accesul oamenilor. Am trecut o lege și legea aia, că vă place sau că nu vă place, trebuie să fie pusă în aplicare. Inclusiv zona asta de interzicere a băuturilor alcoolice, pentru că se combina alcoolul, starea de euforie cu cei care bagă în continuare bani în astfel de locuri. Deci sunt niște lucruri concrete care se fac în acest moment. Nu se fac. Și mă rog, domnule. Nu, nu, nu. Eu vreau să
se dă săptămâna în asta. Viitor. Oricum e mai mult decât ați făcut dumneavoastră când ați fost la guvernare. Eu vreau doar să remarc consecvența colegului de platou. Nu e bine când dorim control online, dar e bine să interzicem. Adică eu n-am spus că nu e bine. E bine să interzicem de tot, dar de ce să nu reglementăm? Cum face? Cum facem asta? Poate că dumneavoastră aveți niște secrete pe care nu le-au americanii, francezii, nemții. Și din păcate vine vremea inteligenței artificiale și tare mi-e teamă că și atunci vom sta să ne punem probleme. Domnule, trebuie să rezolvăm ce avem fizic și stai că vine inteligența artificială peste noi. Asta e realitatea. Trăim în online. Mare parte din viața noastră și a copiilor noștri este legată de activitățile online. Nu putem să ne facem că nu există online. Există că trebuie noi să dăm jos... Eu îmi instalez pe telefonul meu, pe laptopul meu, un VPN și eu vă întreb cum mă puteți controla dumneavoastră ca și legislativ, ca și executiv, ca și opul, ca și controlul României. Dar un copil de 10 ani nu poate să facă treaba. Ce puteți să-mi interziceți mie lucrurile? Un copil de 10 ani nu poate să facă treaba. Un copil de 10 ani nu poate să facă asta. Dumneavoastră aveți impresia că copiii de 10 ani n-au acces la internet. Domnul Zetea, dați-mi voie. Sunt două probleme. Sunt lucrurile pe care le putem face noi în România și sunt lucruri pe care ar trebui să le realizăm la nivel european. Să știți că politicile în acest domeniu nu toate trebuie realizate doar în România, pentru că, într-adevăr, nu avem elementele prin care să le putem rezolva. Dar, de exemplu, o legislație prin care aceste firme să fie obligate să-și mute o parte din, nu din activitate, ci din servere, pentru că aici problema este pe servere, pentru că dacă serverul este în România, atunci poți să ai o intervenție prin care să mute aceste servere în România și atunci activitatea gen, pentru că sunt site-uri românești, gen ANCOM, care poate interveni, pentru că ANCOM-ul are o atribuție în această direcție. Tocmai inclusiv în legile educației am introdus posibilitatea de a șterge anumite site-uri care vând lucrări de doctorat, lucrări de licență și așa mai departe, pentru că ANCOM-ul are aceste atribuții, deci ar putea să existe și o intervenție în această. Dar sunt și alte chestiuni pe care trebuie să le gestionăm la nivel european. Și de aceea, politicile de acest gen, care vin pe zona de reglementare online, trebuie realizate și susținute la nivel european. Correct. Inclusiv colegul vorbea de zona de inteligență artificială. Deciziile din ultima lună au venit pentru a reglementa oarecum în cadrul Uniunii Europene inteligența artificială. Deci atunci există aceste posibilități, guvernul respectiv, europarlamentarii și cei care este Ministerul de Resort al digitalizării, al comunicațiilor, poate veni cu un asemenea proiect și eu cred că trebuie să mergem. A spune că nu trebuie reglementat sau nu se poate, asta ar însemna să ne dăm bătuți în fața acestor... Și o să vină un ministru care ne va spune că războiul este pierdut înainte de războiul. Eu nu cred un politician care spune că nu are soluții, trebuie să lase loc altuia, pentru că asta înseamnă că tu nu poți să rezolvi o problemă. Măcar speranța trebuie să o lași să pâlpâie într-o societate. Când un ministru spune, domnule, am pierdut război, atunci ce mai să creadă oamenii în această chestiune? Tocmai și eu cred în acest lucru. Se poate rezolva, pe de o parte, inclusiv intern, o parte, și o parte trebuie transferată în competențele Uniunii Europene, acolo unde există aceste competențe și se pot rezolva. De exemplu, sunt aplicații care nu pot fi interceptate, urmărite, unde se vând droguri. Dacă îmi permiteți, că nu pot să las problema în aer. Contextul în care s-a discutat despre acea situație cu războiul a fost legat de județul Constanța, pentru că acolo a fost o situație delicată. Dar pașii următori care au fost făcuți cu Planul Național de Acțiune și ce s-a întâmplat după aia în ultimele două luni, au demonstrat că Ministerul de Interne a început să-și facă treaba și să aibă acțiuni fix pe partea asta de prevenire și de combatere. Doamna Drumescu, cu tot respectul și pe care vi-l port, ați citit Planul Național de Acțiune? Eu l-am citit.
Ați văzut că nu are niciun deadline în el? Nu are niciun buget? Nu are nicio responsabilitate, nicio atribuție? Doamna, deci nu sunt trecute niciun fel de autorități care sunt responsabile. Acolo sunt câteva autorități care trebuie să-și facă treaba. În acel plan nu se prevede buget. Nimic, păi n-ai cum să prevezi buget la momentul ăsta. Deci în cazul ăsta este un plan, este un plan, nu, așa, așa vedeți dumneavoastră la USR lucrurile astea. Nu are deadline-uri, nu are resurse alocate și nu are responsabilități trecute pentru autorități. Și nu cred că reprezentanții partidului care au militat pentru legalizarea consumului de droguri sunt îndreptățiți să vină să vorbească despre așa ceva în momentul ăsta. Ați militat, doar ați depus proiecte de lege pe parlamentare. Ați depus un proiect de lege pentru legalizarea drogurilor în parlament. Nu, este important pentru telespectator să știe că nu am depus acest proiect de lege. Sub 3 grame, da, sub 3 grame. Din păcate, vorbiți despre niște colegi de la Reper, un alt partid care nu era USR acum un an de zile. Deci au depus inclusiv după ce au ieșit de la USR. Păi stați o secundă că au depus acest proiect după ce au ieșit de la USR. Pe listele cărui partid au fost coreși. Mă scuzați. Deci dumneavoastră sunteți astăzi responsabili pentru noi nu venim aici. Îmi pare rău, n-am fost niciodată la Forța Dreptei, așa că să nu facem confuzie. Nici eu n-am fost niciodată la Repede, dar, să nu facem nicio confuzie. Dar nu cred că Forța Dreptei a venit cu proiect care să legalizeze consumul de droguri. Îmi pare rău. Păi nu, e vorba de Reper care a fost ales pe listele USR. Repet, haideți să discutăm. Nu puteți să spuneți că niște parlamentari care au ieșit din USR sunt în continuare vocea USR. Sunt colegii dumneavoastră în continuare și desfășoară activitatea în zona în care vă desfășurați și dumneavoastră. Dar oricum, discuția se duce într-o banalitate totală. În realitate, ce se întâmplă este că vedem cu toții că nu facem față traficului de droguri, vedem în continuare că nu există nicio reformă în MEAI, vedem în continuare că nu s-au luat nici măcar astăzi niște decizii concrete în urma tragediilor de la 2 mai. Nu existau aceste reforme nici acum câțiva, luni atunci când se depunea acest proiect legislativ și cei de la USR, colegii noastre din Senat, s-au abținut la vot. Nu au votat împotrivă, nu au votat nici pentru, s-au abținut la vot, ceea ce spune multe despre poziția partidului din care faceți parte vis-a-vis de acest proiect. Știți cum se înregistrează abținerile? Înseamnă că nu ai votat pentru. Înseamnă că se pun ca voturi contra. Păi de când fapt, votez realitate. Contra, e clar că votez contra. Asta cu abținerea, eu când votez abținere, înseamnă că m-am abținut, nu că am votat contra. În general, USR-ul votează abținere la toate proiectele. Nu cred sincer că putem să vorbim despre lupta împotriva drogurilor și a combaterii traficului de droguri vorbind cu USR-ul. Sincer, USR-ul nu are absolut nicio legătură cu acest subiect. Este un partid care mai mult e pro decât împotriva. Ce ați făcut pentru lupta împotriva traficului? Care sunt marile dosare care au fost deschise? Dacă se face ceva, ați auzit astăzi în Parlamentul României, l-ați auzit pe ministru. Domnul Predoi astăzi a venit în Parlament și nu a știut decât să facă doar din luna mai câte suburbane. Câte acțiuni au fost făcute, câte percheziții au fost politice, făcute. Nu a răspuns în ultimele luni de zile, asta chiar s-au făcut lucruri concrete, că nu e suficient, de acord cu dumneavoastră. Că încă văd, în Baia Mare, eu încă văd că există astfel de lucruri și poliția încă nu ia suficiente măsuri, de acord cu dumneavoastră. Că acest lucru se întâmplă în toate orașele din România. Corect. Că e nevoie ca poliția să facă mai mult. Corect. S-a făcut în ultimele luni. S-a început ceva. Dacă sigur, nu are rost USR-ul să ducă acest subiect în derizoriu. Că dacă duceți în derizoriu și duceți doar politic, să știți că nu a rezolvat nimic. Deci noi am pus niște întrebări la care domnul Predoiu astăzi la ora guvernului nu a reușit să răspundă. Ați reușit să duceți dezbaterea asta în Parlamentul României în zona ridicolului. Nu s-a discutat absolut nimic concret, în afară de niște declarații politice. Domnul Predoiu a discutat, a avut cele mai interesat. Ați vrut să vă urcați pe valul ăsta care este acum în societate împotriva drogurilor, dar cine face lucrul ăsta? Bine. USR-ul. Acum, că nu mai țipăm. Deci domnul Predoiu a avut cele mai multe minute în dezbatere, de care s-a folosit doar ca să atace USR-ul. Da. Înțelegeți că n-a avut nici măcar o singură doamnă, v-am oferit cifre concrete. Dacă îmi permiteți, două sau trei chestiuni simple. Trebuie să recunoaștem că a spus-o și doamna Gorghiu pe cifre când avea cifrele necesare pentru a discuta despre această chestiune, că, de exemplu, în ultima perioadă, circa de trei ori sau de patru ori au crescut consumatorii de droguri în România. A dat cifrele exacte de la Ministerul Justiției. Și avem o cifră. Dacă vă spune că cifrele care apar în rapoartele oficiale nu au nicio legătură cu realitatea, sunt de acord, dar măcar de acolo vedem o creștere accelerată a problemei. A doua chestiune.
Pe lângă faptul că trebuie și eu mă bucur că această dezbatere a apărut, pentru că probabil se va vitaminiza zona de interne, în sensul în care acum va fi o atenție mai sporită în această direcție, dar eu cred că trebuie să avem și un ajutor către cei care sunt în această pacoste, către părinți și copii care vor să se trateze. O altă problemă care ar trebui adus în momentul de față în discuție este cum îi ajutăm pe cei care vor să scape de această pacoste. Dacă avem sau nu paturi destule în spitale pentru a-i trata pe acești copii. Și vă spun că nu. Pentru că una este faptul că poliția nu-i prinde eventual pe toți. Pentru că nu o să îi prinde pe toți. Așa dar este. Dar cumva lucrurile acestea trebuie să meargă în paralel, domnule Sabău. Absolut. Sabău. De asta spun. Noi adică discutăm vorbim și de dealerii doar... care ar trebui prinși și de cei noi... care aduc drogurile, vedeți, care cei care le produc. Spun. Noi vorbim în momentul de față pe baza unei tragedii și pe baza unor decizii a unor nefericite, total nefericite și neprofesioniste a unor polițiști care l-au lăsat să plece pe băiatul acela mai departe, deși au văzut droguri în mașină, cum pot să lași să plece fără să-i faci un drug test? Deci, pe de o parte, ai un alt polițist care vindea droguri și atunci încrederea... A văzut profesorul la Buzău, la domnul Avrămescu, deci, acasă, niște în profesori care erau din parte. Ai o problemă, e clar, nu trebuie să generalizezi, dar ai o problemă de încredere. Și eu cred că problema aceasta va fi rezolvată pentru că sunt nevoiți să intervină mai puternic, dar în același moment trebuie să intervii să vii și în ajutor, pentru că familiile care au copii care se drogează ar dori să primească un ajutor mai mare, să știe unde să-și ducă copilul, unde, ce trebuie să fac cu el, pentru că el nu este pregătit, familia nu este pregătită pentru o asemenea chestiune. Și familia are nevoie și atunci, de terapie, inclusiv domnule, spre zona de informare mai mare în această agenția, pentru noi am spus-o în dezbaterea în plen, Agenția Națională Antidrog are astăzi foarte puține ustensile în mână prin care poate da pliante, poate face un site, poate realiza o campanie dacă este acceptat sau nu și așa mai departe. Dar să uitați-vă și care consiliere, sunt și consiliere. Dar să vedeți ce atribuții au, de exemplu, agențiile similare din Statele Unite. Au posibilitate de intervenție, nu doar de consiliere. Deci au forță de a interveni. Au legislație în această și eu cred că aceste lucruri trebuie mișcate. Dezbaterea publică ajută ca să intervenim pe fiecare palier. Dacă intervii doar pe un palier, nu ai rezolvat problema. Așa este. Domnule Avrămescu, v-am promis că vă dau cuvântul. Exact asta am vrut să precizez și eu pe partea de legislație. Să nu uităm că în momentul de față discutăm de un aparat polițienesc care este decimat. Până acum am înfierat, peste tot că polițiștii nu iau atitudine, că polițiștii iau pensii speciale, că am demonizat de ani de zile această structură a statului. Ceea ce de altfel se întâmplă cam cu toate structurile statului. Și eu pun problema în felul următor. Noi acum trebuie să facem combatere cu acești polițiști. Acești polițiști care dacă intervin în forță sunt anchetați. Acești polițiști care atunci când, cel puțin în structurile de BCCO și combaterea crimei organizate, au rămas foarte puțini, sunt destructurate. Și nu au experiență, cei care sunt în stradă. I-am văzut pe cei exact ce spunea domnul Odor mai devreme. Au rămas doar polițiștii tineri, pentru că cei cu experiență, din cauza că nu pot să mai aibă un plan de carieră în momentul ăsta, au preferat să iasă la pensie, că nu se știe ce se va întâmpla cu ei. Și tocmai asta cred că e, de fapt, marea problemă. Trebuie să ne uităm la un statut al polițistului și o siguranță a unei cariere. De la momentul în care intri în școala militară până în momentul în care te pregătești să ieși la pensie. Da, nu da, poți în momentul ăsta. Acum aveau siguranța carierei în continuare, dar au avut un calcul, mulți dintre ei au avut un calcul cinic, au spus, în condițiile în care ies la pensie acum, am o pensie specială, ceva mai mare decât dacă mai rămân 10 ani în sistem. Așa s-au gândit. Cine poate să-i condamne? Fiecare se gândește până la urmă la persoana asta. Nu mai vin oameni. În școala de la Câmpina nu mai vin oameni. Așa. Și atunci, cu cine faci prevenire? Cu cine faci combatere? Cu cine ieși pe stradă pe partea de ordine publică? Nu mai ai cu cine în momentul ăsta. Așa este. Am văzut în celebrul caz de la 2 mai, da, cu doi tineri agenți care mai sunt acum și anchetați de procurori, care nu aveau experiența necesară, pentru că eu am citit legislația pe zona de deținere de droguri și în cazul în care găsește în mașină
mașină, așa cum s-a găsit la Vlad Pascu, în mașină o substanță care pare a fi din zona drogurilor și în mașină sunt doi sau trei oameni, adică nu e doar șoferul. Polițistul nu poate decide de la sine a cui este acea substanță, acea țigară. Poate fi a oricăruia din mașină sau poate fi a niciunuia din mașină. Motiv pentru care de multe ori polițiști tocmai de asta închid ochii și te lasă să pleci mai departe, pentru că nu știu, cei care nu au experiență, nu știu cum să aplice lege, cum să interpreteze legea și atunci, da, e nevoie de o legislație și în zona asta. Și aș vrea să mergem 30 de secunde, vă rog, vreau să mergem la, să trecem la un alt subiect, unul politic. Eu cred că este imposibil de explicat părinților copiilor care au murit în urma tragediei de la 2 mai, că polițiștii care au oprit un copil care avea droguri în mașină, nu au știut... Doamna Buzeanu, nu este o explicație pentru părinții copiilor acelora. Este o explicație poate mai degrabă pentru voi, politicieni, astfel încât să modificați acolo în Parlament, că stați problema la 3-4 ore pe zi. Problema nu e de lege, problema este de implementare și de reformă în sistem. Și, că experiența polițiștilor nu o să putem să trecem prin lege. Doamna Buzeanu, orice în schimb să fie mai clară. Doamna Așa cum este Statele Unite. Statele Unite există aceste reglementări cu privire la locul în care este găsită o substanță și a cui poate fi în funcție de proximitate. Adică sunt foarte clar prevăzute aceste lucruri. Deci, Parlamentul României e pregătit în acest moment să adopte o legislație mult mai dură în cazurile acestea neclare, ambigue, care erau în legislație până acum și lucrul ăsta se va întâmpla. Orice funcționar al statului român în momentul în care este reclamat, este cum vreți să este victima unei infracțiuni din zona ultrajului. El nu este protejat sub nicio formă de către stat. Pentru că un funcționar public, în momentul în care încheie un act de control, o constatare și este dat în judecată sau are o plângere penală făcută în exercițiul autorității, el nu este protejat de către stat. El trebuie să lupte singur, să-și angajeze avocații, el trebuie să-și caute dreptatea singur. Ori, și știu ce vreți să spuneți. Nu e vorba de protejarea acelor elemente care ca în orice segment de activitate nu fac cinste poliției sau vreunui sector, dar sunt oameni de bună credință care nu au nicio formă de protecție din partea statului. Și același lucru este de cazurilor. Același lucru este și în cazul polițiștilor. Nu există niciun fel de protecție. Au avut loc ieri proteste din partea celor care... Așa, să mergem mai departe cu subiectele. Vă promit că vom mai discuta subiectul cu drogurile, că abia de acum se apucă parlamentarii de muncă pe această zonă, deci cu siguranță vom avea de dezbătut acest subiect, însă aș vrea să mergem puțin mai departe la un alt subiect și anume alegerile prezidențiale, pentru că ieri a apărut un sondaj de la Inscop care îl dădea câștigător pe domnul Mircea Joană, iar pe locul 2 se afla Marcel Ciolacu, poate fără vreo surpriză neapărat, George Simion era pe locul 3 și Nicolae Ciucă abia ocupa un loc 4, foarte aproape, am impresia, de doamna Șoșoacă. Pe de altă parte, astăzi apare o informație extrem de interesantă pe site-ul g4media.ro, cei care ne spun că AUR l-a tatonat pe guvernatorul Mugurii Sărescu pentru o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale. George Simion nici nu confirmă, nici nu infirmă, ne lasă pe noi să interpretăm, ceea ce arată că ar fi existat o astfel de intenție. Pe de altă parte, avem și pe Laura Corusa-Chioveș și fosta șefa DNA, care ar putea să candideze la alegerile prezidențiale, deși a spus în nenumărate rânduri că nu și-ar dori un astfel de lucru, dar știm că atunci când vine vorba de politică și 24 de ore e mult. Cele două nume, domnule Zetea, Mugurii Sărescu și Laura Corusa-Chioveși, ar putea schimba soarta alegerilor prezidențiale, asta spun analiștii. Pe de altă parte, Mircea Joană ocupă un loc fruntaș, acum, pe radiografia făcută acum. Marcel Ciolacu are șanse reale de a ajunge președinte, dacă n-ar fi Mircea Joană. Nu se pune problema în acești termeni, nu. Partidul Social Democrat va trata extrem de serios anul 2024 ca fiind anul cu mai multe tururi de alegeri care, sigur, culminează până la urmă cu alegerile prezidențiale. Alegeri care, sigur, în afară de activul de partid care participă la alegeri de obicei, da, la obicei toate alegerile, turul 2 la alegerile prezidențiale înseamnă o prezență mai mare, la vot vin oameni neutri, oameni care analizează persoana. De aceea, partidul
Partidul Social Democrat a spus clar, nu am înțeles greșelile pe care le-am făcut în ultimii 20 de ani, când președinții României au fost doar președinți de dreapta și Traian Băsescu și Klaus Iohannis, care n-au fost anunțați cu un an și jumătate înainte de alegeri, au fost anunțați cu vreo 5-6 luni de zile înainte de alegeri, așadar pe ultima sută de metri au venit aceste propuneri din partea dreptei. Dar putea un om din afara politice, cum este Muguri Sărescu sau Laura Codruța-Kövesi, și care să vină și să acapareze acest val de emoții al oamenilor și să ajungă președinte? Pe mine, sincer, mă interesează mai mult Partidul Social Democrat și nu cred că aceste două personalități se potrivesc până la urmă cu vederile pe care Partidul Social Democrat le are în ceea ce privește România. Da, am anunțat că nu trebuie neapărat să candideze președintele partidului. Marcel Ciolacu a spus foarte clar, nu trebuie să fie eu prezidențiabilul PSD. Dar nu trebuie să fie președintele PSD. Poate să fie o persoană din afara partidului, dar care ne împărtășește viziunea despre România. O personalitate de stânga. Și vom modifica statutul PSD în acest sens. O persoană sens. Care nu mai e în PSD, dar a fost cândva în PSD, poate? Atât. Și aici mai este un lucru. PSD nu e orice partid. Cum nu e nici PNL astăzi. Suntem partide aflate la guvernare. Orice prezidențiabil vom scoate în față, imaginea sa, șansele sale la alegerile prezidențiale vor fi clar afectate de o bună guvernare sau de o proastă guvernare. Dacă nu reușim împreună să aducem rezultate pentru români, îmbunătățirea până la urmă a traiului pentru fiecare dintre noi, a puterii de cumpărare, să asigurăm în continuare stabilitate în România, într-o zonă macroeconomică ciudată în acest moment în estul Europei, mult mai greu decât în orice altă parte a lumii, având în vedere războiul din Ucraina, atunci oricine o să scoatem noi la guvernare nu va fi acceptat de către români, pentru că proasta guvernare va fi cea care va fi mai importantă. Dar dacă vom avea rezultate, dacă vom înțelege că nu cearta politică este cea pe care o așteaptă românii, ci rezultate și înțepăturile astea pe care le tot vedeți între PNL și PSD în ultima perioadă, în special în dezbaterile publice, o să cam dispară și o să ne concentrăm mai mult pe guvernare, atunci da, vom avea șanse mai mari să câștigăm alegerile prezidențiale, pentru că românii vor aprecia guvernarea pe care o avem. Deci suntem condamnați să guvernăm bine prima dată, înainte de a discuta despre alegeri prezidențiale și potențial candidat. Da, avea șanse să guvernați bine, domnule Zetea, înainte de toate, dar știm cu toții că începe lupta aceasta internă și nu numai pentru anul electoral. Domnule Avramescu, domnul Ciucă, președintele PNL, a fost măsurat în acest sondaj făcut de Inscop la pentru cei de la News.ro, locul 4, cu este, un scor de 11%. Este o radiografie a momentului. Este, până la urmă, eu cred că în acest sondaj ar trebui să vedem cu totul altceva. Eu văd acest pericol extremist. Dacă ne uităm că avem un candidat Șoșoacă cu 10% sau un potențial candidat Șoșoacă și un candidat Simion 18%, împreună 28%, mie mi se pare că este extrem de periculos pentru tot ce înseamnă democrația în România. Și am văzut ultimele gesturi pe care le-au făcut responsabilii acestor partide. Uitați că există varianta care să nu candideze domnul Simion și să vină domnul Isărescu de la BNR candidat. Sunt scenarii care se fac și tocmai de asta eu, exact cum spunea și domnul Zetea, nu cred că trebuie să vorbim în momentul acesta de nume, că nu este despre nume în momentul ăsta. În momentul ăsta este despre asigurarea stabilității țării și guvernare. Poate pentru că este nevoie de un profil al prezidențiabilului. Da, dacă ne uităm în momentul ăsta, 28% dintre cei care au spus că se prezintă la vot, au spus că vor merge pe un candidat extremist. Este extrem de important ca în această perioadă și nu numai, lăsând deoparte aceste mici înțepături locale sau pe care vin din trecut, e nevoie ca țara să aibă o stabilitate și o direcție europeană. Pentru că dacă, și e un fenomen care se întâmplă în toată Uniunea Europeană și cred că în toată lumea, doamna Kövesi va încurca? Valul populist și valul extremist este extrem de periculos. Doamna Kövesi ar încurca sau poate ar domoli un pic valul ăsta extremist? Nu cred că este cazul să vorbim despre nume.
poate să fie orice candidat care are șanse să fie asumat, fie de către o coaliție, să fie asumat de fiecare partid în parte. Chiar orice candidat. Da. Orice candidat cu șanse reale, am spus. Da. Așa că este mult mai important să avem o guvernare stabilă, să avem o situație economică, pentru că cea mai mare temere este generată de situația economică și de-abia după aia cred că putem să vorbim și despre alegerile care vor fi. Da, domnule Sabodan, și domnul Chelemen Hunor a fost măsurat în acest sondaj, 2,7%, un scor bun pentru domnul Chelemen Hunor, care este cam întotdeauna a fost candidat la alegerile prezidențiale. Am înțeles la un dat și principiul pentru care candidați, aveți un candidat la aceste alegeri, dar vreau să vă întreb așa, sunteți mulțumit sau nu de scorul domnului? Nu, noi avem un candidat din 1996, atunci l-am avut pe George Frundo, pentru a prezenta programul și viziunea comunității noastre și pentru a arăta că această comunitate se gândește și are proiecte pentru întreaga țară, nu doar pentru propria comunitate, și din acest motiv de fiecare dată în turul întâi participăm, poate la un moment dat vom ajunge și în turul 2, dar deocamdată este o viziune pe care dorim să o prezentăm ca această comunitate care este mai mare decât Malta. Deci vorbim de o comunitate maghiară din România de aproape 1,2 milioane de oameni, care este mai mare decât Malta, mai mare decât Luxemburgul. Hai să vă dau țări care au dat și președinte de Parlament European sau președintele Comisiei Europene. Foarte mult timp. O candidatura unui independent sau susținut de anumite partide, cum ar fi domnul Isărescu, doamna Laura Corsa-Chioveși, ar putea să schimbe jocul alegerilor prezidențiale? E prea repede. E prea repede, deci, Deci ascultați, ultimii doi președinți au ieșit din joben la 6 luni înainte de alegerile prezidențiale. Domnul Traian Băsescu tot spunea, nu candidez, lăsați-mă, iubesc Bucureștiul, vă iubesc pe toți bucureștenii, toți. Nu plec de aici și după aia, dragă Stolo și gata. Și ne amintim cu toții și cum a ajuns domnul Crin Antonescu a fost atras într-o capcană oarecum, inclusiv de o parte din colegii dumnealui, a spus o cifră de 25%, care orice analist serios i-ar fi spus că nu se poate să atingă PNL-ul la acel moment dat, dar a fost și a zis, îmi dau demisia dacă nu. Poate revedem același scenariu pus în aplicare și la A venit domnul Klaus Iohannis. Deci este prea devreme pentru aceste chestiuni. Cei care spun astăzi că nu vor candida, s-ar putea să candideze mâine, dar un singur lucru este clar. Domnul Mugur Isărescu este un om mult, mult prea deștept ca să se lase atras în chestiunea asta de către cei de la AUR. Și domnul Isărescu, asociindu-și numele, inclusiv această chestiune că a fost contactată, îi face mult mai rău dumnealui decât AUR-ului, pentru că AUR-ul poate să spună orice. Nu contează în acest context. Vor avea un candidat. E o valul extremist. Este periculos, într-adevăr. Și acaparează dar eu cred că cea mai mare problemă pentru PNL va fi cum se explice, dacă merg în această direcție, cum se explice că nu vor avea candidat. Dacă vor merge... PSD-ul nu va avea candidat. PSD-ul nu poate să-și permită să nu aibă candidat, pentru că este șansa lor ca în ultimii 20 de ani să aibă președinție. PSD-ul nu are cum să nu aibă candidat. Pornesc favoriți în proiectul actual, iar PNL-ul este cel care are cel mai mult de pierdut dacă nu are propriul candidat. PSD-ul va ajunge în turul 2, numai așteaptă cine intră cu ei în turul 2. Da, PSD-ul a fost intrat în turul 2, să știți, în ultimii ani, dar n-au reușit niciodată să... A fost o singură dată când am votat puternic în această zonă, nu-mi spun că altă dată nu am votat, am votat pentru această direcție, dar a fost în anii studenției când l-am văzut pe Vadim Tudor și l-am văzut pe Iliescu în turul 2, m-am dus la vot, că nu am vrut să fie Vadim Tudor. Deci, hai să fim sinceri. Și PSD-ul îi convine o asemenea chestiune, ajungând adică i-ar conveni să intre cu George Simion sau cu... I-ar conveni cu oricare dintre Simion și altă opțiune de extremă stângă, mai puțin eventual cu un candidat PNL care ar trebui să apară, care să îl depășească pe Simion. Și care ar putea să aibă cred că și în 2014, la fel se pune problema că PNL-ul nu poate să scoată un candidat. Și iată că a scos un președinte. Iată că a scos un președinte, dar și eu spun, ca un om care am votat acel președinte, că nu a livrat absolut nimic. USR-ul era în sondajul ăsta?
s-a vehiculat ca Laura Colza-Chiovești să candideze chiar din partea USR. Există astfel de discuții în partid? Nu există astfel de discuții și de altfel e o întrebare pe care o primim destul de des de fiecare dată. Păi, am zis că nu există. Că există niște discuții. Dar pe de altă parte, să știți că s-au zis două lucruri adevărate la masa aceasta. Pe de o parte, contează foarte mult ce se întâmplă în acest an pentru români la guvernare, pentru că da, avem două partide care astăzi nu livrează reformele care au fost promise, nici legea pensiilor, nici legea pensiilor speciale, nici legea salarizării. Toate aceste lucruri, da, nu s-a terminat anul și mai este un lucru foarte important. Toate aceste măsuri care au fost luate în ultimul an de sărăcire a populației, de fapt, împing populația să fie foarte revoltată, disperată și, da, împing această populație către mișcări extremiste. Asta este contextul în care noi ne aflăm. Dar ar trebui și dumneavoastră să veniți cu niște soluții astfel. Păi da, am venit, de exemplu... O întrebare scurtă. Vreau doar să termin o propoziție și gata. Okay. După aia puteți să-mi puneți întrebarea și voi răspunde. E importantă întrebarea asta. Noi, de exemplu, o măsură care sărăcește foarte mult este creșterea de taxe, care s-a spus că nu va afecta omul de rând, dar va afecta. Noi am reușit să atacăm la CCR. Păi da, dar oamenii vor să știe la alegerile prezidențiale. Legat de alegerile prezidențiale, dacă îmi permiteți să revin, oare cum vă explicați cei de la USR, că sigur voi toți spuneți că PSD-ul, PNL-ul greșesc continuu și sigur, voi fiind în opoziție ar trebui să capitalizați, dar dacă ne uităm la sondajul ăsta de opinie, domnul Drulă, președintele USR, măsurat candidat la prezidențiale, are jumătate scorul doamnei Șoșoacă. Da, este... Adică eu nu cred totuși că vă face... Este pe locul 5, da? Și este, având în vedere că vreau să vă chiar zis mesajul pe care îl aveți. Poate că este în sfârșit mesajul prin care înțelegeți că nu-i bună politica pe care... Eu un sfat, eu v-am zis. În pauză publicitate, pentru că nu mai avem timp, 10 secunde, Diana Buzeanu. Da, această isterie cu sondajele cerute de către partide care le scot după aia în piață, nu e cerut de un partid sondaj. Se scot constant de către partide și, într-adevăr, și de PSD și de PNL și de către AUR, nu fac decât să scoată, de fapt, discuția, să ducă, să dereaieze discuția de la măsurile concrete care nu se întâmplă. E important să discutăm și despre sondaje. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi la România Politică. Bineînțeles, noi ne revedem și mâine seară tot aici la ora 18 pe Prima News. O seară bună!